Este doliu în familia marelui artist Marius Țeicu. Unicul său copil s-a stins ieri la Spitalul Fundeni după 2 ani de luptă cu o boală cruntă și un transplant medular vara trecută. Patricia a împlinise 41 de ani acum câteva zile. Avea 2 copii și a crezut până în ultima clipă că va învinge. Dacă fată voi avea, cu mama ei va semăna, iar de la mine doar ochii vreau să iau. Marius Țeicu este în această secvență chiar cu Patricia pe genunchi. A cântat de multe ori cu ea în brațe. O adora, spun apropiații artistului. A fost tatăl care a trăit prin fica lui. Însă singurul copil al lui Marius Țeicu nu mai este. Patricia era la terapie intensivă în spital, epuizată de o boală perfidă. Ultimii 2 ani au fost un chin. De la niște banale pete pe piele, Patricia a ajuns la medic și a primit un diagnostic crunt, o formă rară de leucemie. Cea mai cruntă pedeapsă pe care o poate primi un părinte să-și vadă copilul sfârșindu-se, arzând ca o lumânare și sfârșindu-se sub ochii lui. Patricia avea doar 38 de ani când a început lupta pentru supraviețuire. Era soție și mama a 2 copii. Patricia s-a stins aici la Institutul Clinic Fundeni, locul în care în ultimii 2 ani a stat mai mult decât acasă. Este același spital în care anul trecut, chiar de ziua ei, fata compozitorului a suferit un transplant medular, despre care a avut convingerea, cel puțin pentru o vreme, că a reușit să o scape de cumplita boală. Patricia trecuse prin multe până la transplant. A fost operată pe cord deschis, a fost paralizată pe partea stângă, dar niciodată nu și-a pierdut optimismul. În tot acest timp, tatăl ei a dus crucea împreună cu ea. Avea acel bun simț care îl împiedica să-i deranjeze pe cei din jur cu lucruri triste. Singura dată când și-a călcat pe inimă a fost când Patricia a avut nevoie disperată de sânge. I-am văzut pe foarte mulți copii și ți se rupe inima când îi vezi. Mergeți și donați sânge. Există centre în toată țara. Câteva minute durează până donați sânge, dar salvați o viață și cred că ce e mai frumos decât să poți să salvezi o viață. Patricia împlinise în urmă cu câteva zile 41 de ani.